Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi cu să găsești, idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești, hai să citim povești împreună. Salut copii, bine ați venit la o nouă poveste. Astăzi vă propun să citim, de fapt, trei povești împreună, pentru că, așa e, a venit momentul să citim poveștile despre iarnă. Probabil că mulți dintre voi abia așteptați să vedeți când vor fi citite aceste povești, dar eu am așteptat să ningă mai mult afară și să chiar avem zăpadă, nu doar puțină, ci așa multă, să ne putem bucura de ea, astfel încât să putem să și vedem afară ce se întâmplă iarna cum se cuvine. Haideți să citim așadar cele trei povești pe care le-am pregătit pentru voi, toate despre iarnă și despre activități pe care le putem face iarna, prima dintre ele fiind Descoperă anotimpurile iarna, da, din aceeași colecție pe care v-am citit și cartea despre vară și cartea despre toamnă, de la Universul Enciclopedic Junior de Charles Ging, da? Apoi, Iarna, pe cine a salvat bufnița, de Anita Laufley, tot de la Universul Enciclopedic Junior, și ultima, așa cum v-am obișnuit deja, Leti și Luca, a venit iarna, de Ruth Wilcox, de la editura Litera Mică. Hai să începem cu Iarna, de Charles Gickard. Prima dată trebuie să vedem ce putem observa iarna afară, nu-i așa? Ia să vedem! Văd fulgi de lea din cer căzând. Câți dintre voi ați văzut fulgi de lea căzând zilele trecute? Eu da! Apoi, văd păsări cenușii grăbite zburând. Oare care sunt acele păsări cenușii și cum se numesc ele? Ați putea să vă întrebați părinții sau, dacă nu știu, poate pe doamnele educatoare. Văd dealuri albe somnoroase, chiar dacă ele, dealurile, nu dorm, așa se spune că sunt somnoroase, pentru că parcă sunt niște uriași care dorm acolo, așa-i? Ne-am putea imagina. Văd flori de gheață pe la case. Ce frumos! Arată geamurile așa, cu chiciură. Ia să vedem ce se mai poate vedea iarna. Voi știți? Văd căciulițe și cizme frumoase. Mie-mi plac foarte mult cele colorate. Văd mânuși roșii și albastre. Să știți, copii, că este absolut normal dacă ești băiețel să-ți placă culoarea roșie și dacă ești fetiță să-ți placă culoarea albastră. Nu contează ce culoare alegi la mânuși, important este că-ți plac culorile. Să mergem mai departe. Ce mai putem vedea iarna? Bineînțeles că săniuțe! Săniuțe cu minți așteptând. Dar oare ce așteaptă săniuțele? Probabil că rândul lor la săniuș, așa-i? Văd copii pe oglinda gheții lunecând. Copii care patinează pe lac. Da, să patinați, știți? Dacă nu, anul acesta e momentul potrivit să începeți. Să știți că nici eu nu știu să patinez. Poate ar fi momentul să încep să învăț, nu-i așa? Văd oameni de zăpadă înșirați. Care vă place cel mai mult? Nu mă pot decide, îmi plac toți. Văd îngeri albi de nea înaripați. Wow! Să nu uitați să faceți îngeri de zăpadă anul acesta, bine? Văd cum copacii fără frunze sunt. Noi știm că iarna frunzele ce fac? Sunt pe jos, au căzut, hrănesc copacul pentru că se descompun, dar înăuntru copacului cresc altele care vor ieși la primăvară, nu-i așa? Văd vătăluci de fum purtați de vânt. Ce frumos arată fumul! Văd multe prăjituri pe masă așezate. Oare cine face prăjituri? Văd cum bunica pune globuri minunate. Asta a fost de Crăciun, care a trecut, nu-i așa? V-aș fi citit mai repede povestea asta dacă era zăpadă mai repede, mai multă la noi în România.
Văd o cană cu ciocolată caldă. Iubesc ciocolata caldă și voi, așa-i? Văd cum bunicul o soarbe de grabă. Ia uite, și bunicilor le place ciocolata caldă, nu doar nouă. Văd colindători, aș cânta cu ei. Voi ați fost acolindat? Foarte bine! Văd lângă foc atârnați ciorăpei. În America mai ales se atârnă ciorăpeii lângă foc să vină moșul să le pună ceva în ele. În ei, așa-i? Văd steluțe în brad luminând. Așa m-am avut cu toții câte un brăduț, doar că acum a trecut Crăciunul. Văd un cadou ce mă așteaptă curând. Înseamnă că a venit moșul. A venit moșul și la voi, nu-i așa? Și v-a adus probabil cadouri foarte frumoase, cu care sper că încă vă jucați. Și asta a fost prima carte despre iarnă, care mie îmi place foarte mult. Hai să trecem la a doua. Iarna, pe cine a salvat bufnița? Mie îmi plac foarte mult bufnițele și vreau să văd, abia aștept să văd pe cine a salvat bufnița. Așadar, această carte a fost scrisă de Anita Lovely, ilustrată de Daniel Howarth și a apărut la editura Univers Enciclopedic, da? Bufnița stătea pe o ramură și veghea deasupra pădurii. Ninsese mult și acum totul era alb și strălucitor, ca într-un ținut de baz. Ce frumos! Îmi place foarte mult când ninge. A venit iarna, a spus ea, și și-a înfoiat penele. Zilele sunt mai scurte și mai reci. Așa este, are dreptate, bufnița. Bufnița și-a deschis aripile și a zburat tăcută deasupra pajiștii. Știa că șoricelul dormea în culcușul lui de iarnă, acolo jos. Ce frumos e să zbori și să poți să vezi totul de sus, așa-i? Soarele se pregătea să apună, alungind umbrele copacilor. Ce multe urme sunt pe zăpadă, s-a mirat bufnița. Mă întreb, oare unde duc? Bufnița s-a ținut după urme până a ajuns la iaz. Oare cine e la iaz? Acolo a zburat împrejurul lui. Pânze de păianjen sclipeau în tufișuri, iar țurțurii străluceau ca diamantele. Wow, ce frumos arată iarna totul! La marginea iazului, înghețat, iepurașul adulmeca gheața. Oare o să cadă iepurașul în iaz? Sper că nu! Aluneca atât de tare încât n-a trecut mult și sărmanul de el a căzut și a aterizat pe gheață. Veverița s-a apropiat, proptindu-se cu gheruțele de marginea iazului. În locul tău nu m-aș aventura pe gheață, iepurașule, a spus ea. Cred că are dreptate, nici eu nu m-aș aventura pe gheață. Iepurașul a încercat să se întoarcă la mal, dar n-a putut decât să alunece, să patineze și să se puticnească. O, săracul iepuraș! Ai grijă! L-a avertizat bufnița. Deodată gheața a început să se crape. Iepurașul a încercat să rămână nemișcat, însă crăpătura devenea din ce în ce mai mare. Fugi repede! I-a strigat bufnița. Gheața s-a spart și iepurașul a căzut în apa cumplit de rece. Se zbătea încercând să se prindă cu lăbuțele de marginea gheții. Nu, iepurașule drag! Fără să mai stea pe gândul, bufnița a venit în zbor și l-a scos pe iepuraș afară. Blănița lui era udă, iar el tremura ca o frunză. M-ai salvat, i-a spus iepurașul. Ce frumos! Bufnița a coborât pe pământ și l-a acoperit cu aripa ca să-l încălzească. Super drăguț! Ai grijă unde mergi, iepurașule, altfel o să dai iar de necaz, i-a spus ea. Îți mulțumesc că m-ai salvat, i-a spus iepurașul. Mă bucur atât de mult că m-am întors acasă.
Și apoi se termină povestea cu iepurașul care are grijă ce face de acum încolo și nu mai merge pe iazul înghețat iarna pentru că nu știe cât de groasă sau subțire este gheața. La fel vă sfătuiesc și pe voi să aveți foarte mare grijă când sunteți la bunici sau într-un loc cu un lac sau un iaz pe care nu-l cunoașteți, să aveți foarte mare grijă să nu mergeți pe gheață decât dacă mergeți împreună cu părinții care sunt 100% siguri că este gheața foarte groasă. Altfel s-ar putea să pățiți ce a pățit iepurașul și nu cred că va fi o bufniță pe acolo care să vă salveze, deci aveți grijă, da? În această carte veți găsi și câteva activități de iarnă pe care le puteți face, dar nu vă spun mai multe că poate sunteți curioși și vreți să o cumpărați și voi. Și hai să trecem la ultima carte, Leti și Luca, a venit iarna, de la editura Litera Mică, bine? Să vedem ce aventuri mai fac Leti și Luca, prin ce aventuri mai trec. A venit iarna, Leti și Luca se pregătesc să iasă în grădină la joacă. Aici este Leti, da? Își iau hăinuțele groase, mânușile și cizmele. Nu-ți uita căciula, Luca, strigă Leti. Of, cu câte haine trebuie să te îmbraci iarna, mormăie Luca. Nici mie nu-mi place treaba asta. Într-adevăr, sunt foarte multe haine iarna. Dar cu un scop, nu-i așa? Dacă ne îmbrăcăm subțire, ne este frig și răcim și nu e bine că stăm în pat toată ziua. Brrr, afară este foarte frig și astăzi este frig afară. Ați observat când ați fost la grădi sau la școală? Când Leti și Luca vorbesc, din gura lor ies norișori de aburi. Leti duce cu grijă un castronel cu apă pentru păsări. Ia uite! Luca duce și el ceva. Ai dus mâncare pentru ele? Îl întreabă ea pe Luca. Ups! Păsărelele dau o petrecere! Da, uite, le-am adus niște mâncare! Remarcă băiatul entuziasmat, arătând cu mâna în care ducea alunele. Vai, îndată începe să plouă cu alune! Pentru că Luca n-a fost atent și a dat așa cu mâna și alunele au căzut. Dar poate că păsărelele pot să meargă să le prindă, nu-i așa? Deodată Luca se oprește. Ia uite, strigă el surprins, fulgi de vată cad din cer. Oare chiar o fi vată, dragi copii? Nu sunt de vată, chicotește Leti, sunt de zăpadă. O să încep să-i număr pe toți. 1, 2, mulți, strigă Leti. Sunt mulți, nu poți să-i numeri pe toți. Așa e, copii? Da! Ce multă zăpadă! Exclamă Luca mirat. Numai bună să facem un om de zăpadă, zice și Leti încântată. Leti și Luca fac mai întâi un bulgăraș. Zăpada e pufoasă, iar bulgărul se face tot mai mare. Abia îl pot căra. Ta-dam! Omul de zăpadă e gata! Are un morcov în loc de nas, iar gura e făcută din pietricele. Dar îi lipsește ceva, spune Luca alergând spre casă. Da, pălăria elegantă a mamei! Acum e o doamnă de zăpadă, chicotește Luca. Noroc că apare tatăl lor cu Sania și o pălărie mai veche. Ce drăguț om de zăpadă! Dii, căluțule, dii! Strigă Leti. Luca trage săniuța, dar se lipsește repede. Acum tu ești căluțul, îi zice Luca. Ba nu, tot tu! Insistă Leti să-i se îndeplinească dorința. Dar Luca o ia la fugă. Când deodată... Oare ce se întâmplă? Plosc! Un bulgăr de zăpadă aterizează pe Leti. Plosc! Încă unul! Se bulgăresc. Bulgării zboară prin toate părțile. O luptă aprigă se pornește. Și uite așa cei doi copii se bulgăresc. Păi faci bulgărița nu asta? Ar fi bine! Afară începe să se întunece și ninge liniștit. Leti și Luca stau la căldură în casă și beau o ciocolată caldă. Miam, e atât de delicioasă! E atât de frumos iarna,
spune Leti. Vrei să mergem din nou mâine la zăpadă? Luca! Luca! Ce-a făcut Luca? Fiți atent la el. A dormit, așa-i? Da, a fost o zi plină la zăpadă. Și cu siguranță că s-au dus și în altă zi. Sper că v-au plăcut cele trei povești despre iarnă, dragii mei, și v-au ajutat să vedeți ce se întâmplă iarna. Și nu doar asta, ci v-au făcut curioși să mergeți și voi afară, să vă bucurați de iarnă, la fel ca și personajele din poveștile mele. Aveți grijă de voi, iarna pot fi multe pericole care ne așteaptă pe gheață, da, în special, dar dacă aveți grijă, totul va fi bine și vă puteți bucura în siguranță de zăpadă. Faceți oameni de zăpadă, îngeri de zăpadă, bulgăriți-vă și simțiți-vă bine alături de prieteni sau familie. Până la urmă, nu ține o veșnicie iarna și trebuie să ne bucurăm și de ea, nu-i așa? Vă pup, dragii mei, și ne vedem data viitoare cu o poveste nou-năuță. Aveți grijă de voi și distracție plăcută la zăpadă! Pa! Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi, cu să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești! Dana cu povești, hai să citim povești împreună!